au venit din nou produse noi. Hai să-ți arăt puțin ce produse au venit din nou pe stoc. Avem apa Pellegrino, da, cu sticlă de sticlă. Telefonul nu e de vânzare. Avem pasta Muti, da, la cutie de metal. Avem aici Prosecco. Pasta noastră. Ce mai avem? Vinuri. A venit și vinul din nou pe stoc. Asta este un vin Brumale, un vin roșu. Mai avem vinul rosé, tot de la Brumale, Bardolino, e ăsta, rosé. Ce mai avem aici? Acestul la fel, cam atât. Aici e Chianti, este un vin foarte, foarte bun, un vin roșu. Aici avem Fragolino, varianta albă, a venit și varianta roz, roze. Așa, ce mai avem aici? A venit și sortimente de paste, dar o să mai vină și băieții descarcă în continuare. Aici avem Barilla Farfalle, da? La 500 de grame. Ce mai avem aici? Este berea Angelo Foretti la sticlă de 660 de mililitri cu volum de alcool 4,8. Bufuleții Fonzis, foarte, foarte iubit de clienții noștri, este unul dintre cele mai vândute produse ale noastre. Aici avem ceaiul de mușețel. A venit din nou pe stoc. Ce mai avem aici? Măsline la conservă. Așa, avem pasta ragu la boloneze, pentru paste boloneze. Aici avem năut. Ce mai avem? Bicarbonat. Bicarbonatul. Mai departe, aici avem Dado Classico. Da? Ok. Ce mai avem? Pentru copii Nutella. Așa. Ce paste avem aici? De la Barilla. Stelini, steluțele, pastele steluțe. Ok, mai departe. Au venit din nou niște biscuiți Aten. Nu au mai fost de ceva timp pe stoc. Ei sunt făcuți după formă veche din Grecia antică, da, și sunt și super parfumați. Okay. Fetele le ambalează, fac coletele, urmează să le trimită. Avem setul de bere Moretti, da, aici. Moretti la doză. Așa. Aici avem seturile Peroni, seturile Bira Moretti cu lămâie, Bira Moretti iarăși la seturi, Nastro Azzurro, da? La... Aici mai avem aici, Fragolino, iarăși foarte cerut, este varianta roze cum am spus mai devreme. Aici avem ceaiul San Benedetto de pasta Muti, apa iarăși Pellegrino. Da, știu, da. Berea Ignusa, berea Peroni, bira Moretti, iarăși la doză, Peroni, iarăși la sticlă. Ce mai avem? Chinotto. Este foarte, foarte cerut de clienții noștri. Este un amestec de mai multe fructe, un fel de Coca-Cola. Bine, Coca-Cola nu se face din fructe, dar este după același principiu. Este zero, nu conține zahăr și ți lasă un gust amărui. Bun, și este și produs fără gluten. Aici avem apa San Benedetto, da? Mica, aici ceaiul verde de la San Benedetto. Ce mai avem? Santa Rosa, pasta de roșii. Mult iubita maioneză,
de la Calve, da, este foarte bună și este făcută cât se poate de natural. Aqua Pana, apa. Mulți oameni cumpără apă de la noi, deși asta o găsești în multele magazine. Spun că este o apă specială și cred că dacă ar fi testată, este mult mai sănătoasă față de ceea ce ni se aduce nouă pentru România și ce se comercializează în România. San Pellegrino, da? O scurtă. La doză. Cu lămâie. Nu s-a cerut destul de mult. Aici avem sosul bechamel, da, pe care îl cer destul de multe gospodine. Da. Ce mai avem aici? Amatricia, sosul pentru paste de la Barilla. Pasta multi. Aici avem Barilla Ditaloni Rigati. Ok. Aici avem San Pellegrino, sucul. Așa. Ce mai avem aici? Santana. Da, că este destul de multă marfă pe aici, ne deplasăm cu greu. Bayoko, da, biscuiți. San Benedetto Moto, iarăși la sticlă mare. Aici avem un sortiment de ulei de măsline, Bertoli, da? Verde și varianta noastră. Aici șuețu, agrumi cu un amestec de citrice, da? Cedrata, iarăși apa Santana, Aqua Pana, ce mai avem aici? Bira Moretti, la sticlă, Ignosa și aici iarăși ulei de măsline. Avem șampoane limonade de Shoppers. Aici tezorii, balsamul de rufe tezorii. Aici avem un detergent de rufe pentru bebeluși de la Chantecler. Ok. Iarăși Chantecler, balsamul de tezorii, care este foarte lăudat și pe care și eu îl folosesc. Aici avem asul, rufe. Ce mai avem? Aici e Dual Power, da, pentru vase. Așa, varianta asta. Aici tot pentru vase Dual Power. Aici avem pisar de intri cu amoniac. Soluția pentru geamuri. Smachio Tutto pentru petele de pe haine și are aici această periuță prin care curge lichidul și putem să frecăm direct pata și apoi să băgăm la spălat pentru a fi eficient. Este foarte bun și eu îl folosesc. Aici avem șervețelele pentru geamuri și diferite suprafețe. Ce mai avem? Săpunul Fresh Clean. Gelul de duș Vidal, da? Săpunul pentru mâini de la Felge Azura, cu zero coloranți, zero silicon, paraben. Aici mai avem aici. Iar și șervețele sunt foarte, foarte bune, mai ales pentru geamuri. Bureții Bravo! Sunt iarăși un produs foarte, foarte vândut la noi și cerut. Mereu rămânem fără stoc pentru că cererea este foarte, foarte mare și furnizorii, da, ok, ne pun la dispoziție, dar și ei se miră de cât de mult îl folosim, pentru că este foarte bun. Curăță toate suprafețele de inox și nu numai, dar în special vasele de inox. Poți să scoateți aragaz sau suprafețe ce conțin pete de grăsime. Se scot foarte ușor. Eu îi folosesc foarte des pentru că nu
deci nu trebuie să mai pui alt detergent. Au ei deja un detergent, trebuie doar să pui apă și curăți foarte bine. Și chiar discutam mai devreme cu o colegă de-a mea că și-a curățat o suprafață de pe firul de călcat. A văzut că de la diferite materiale se depun pe firul de călcat și a reușit doar cu vreții bravo să-l curețe. Ok, aici avem cookie, folia de aluminiu, felceazura cu lămâie verde și mentă, vreții. Termomed, săpunul pentru mâini, iarăși termomed, săpun pentru mâini cu zero parabeni, cu diferite arome, miros, chesar, iarăși aici. Aici avem șantecleerul degresantul cu bicarbonat, puteți să-l folosiți atât la diferite suprafețe, cât și pentru hainele albe. Am mai filmat un video în care am spus că ne poate ajuta să eliminăm petele galbene de pe tricouri, da? Lăsat în urma transpirației. Așa. Șantecleerul iarăși cu bicarbonat. Aici avem tezorii. Și eu folosesc același balsam, este genial. Mi se pare că lasă cel mai bine și pentru mai mult timp mirosul. Așa, aici trezorii. Au mai venit hârtie, șervețele pentru masă, au mai venit și detergenți. O să revină în stoc în următoarea, pe magazine, în stocurile magazinelor în următoarea perioadă. Urmează să fie procesate toate coletele și toată marfa și trimise pe magazin.